Anchetă demarată de Poliția Galați în cazul unei femei de 61 de ani care prezenta simptome de COVID și care a murit în așteptarea testului real-time PCR. Femeia a fost găsită decedată în apartamentul său din Micro 21 la o zi de la momentul în care personalul de la salvare îi prelevase testul pentru coronavirus. Soțul ei, de asemenea cu semne de boală, a fost găsit într-un dormitor în stare gravă. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă. În urma rezultatelor testărilor, atât femeia care a murit, cât și bărbatul care este în stare gravă, au rezultate COVID pozitive.